Salutare, prieteni! Nu este un secret că în ultimii ani, unicul echivalent al Apple Watch-ului, doar că pe Android, este simplu, Galaxy Watch-ul de la Samsung. În fiecare an, cel puțin câte un model nou, totul după plan. Doar că de data asta sunt schimbări majore. Galaxy Watch-urile au trecut de la propriul sistem de operare pe Wear OS. Acum o dai invers, fiecare să-și facă propriul sistem și să tragă încolo toate device-urile. De asta când am filmat prima impresie despre acest smartwatch, eram destul de impresionat, cum așa? Și soft de la Google, și design arătos, și hardware bun, și toți senzorii de care ai nevoie, și prețul relativ, așa, atractiv. Care-i faza? Eu am umblat mai bine de 2 săptămâni cu noile Galaxy Watch 4 și iată tot ce trebuie să știți despre ele. Din start vreau să punem deoparte întrebarea cu ce variantă să-ți alegi, Watch 4 sau Watch 4 Classic. Anul ăsta iarăși nu știu de unde atâta bunătate, însă diferența dintre ele este mai mică ca niciodată. Componentele din interior, inclusiv display-ul, senzorii, softul, baterie, totul este absolut identic. Unica diferență e că Watch 4 vine în variante de 40-44 de mm, Classic 42 și 46. Iar Classic e mai scump pentru că e din oțel, nu din aluminiu și are acest bezel rotitor fizic în loc de unul touch. Având în vedere aceste diferențe nesemnificative, pentru mine eu din dată am ales Galaxy Watch 4. Are aceleași posibilități, e mai ieftin și după mine arată așa mai modern, mai minimalist. O chestie pe care eu nu înțeleg este că la varianta Classic în bază, la fel primește o curelușă din cauciuc. Cu siguranță le poți schimba cu altele de 20 de mm, deși ele nu sunt așa de des întâlnite. Poate doar, iată, ok, bezelul ăsta fizic rotitor, îi simți lipsa, deși eu 2 săptămâni deja umblu cu Galaxy Watch 4 și sunt de prins cu swipe-urile. E ok să ai bezelul fizic, dar te descurci și fără el. De rezistență nu vă faceți griji, avem Gorilla Glass DX pe ambele părți și protecție sub apă până la 5 atmosferi. Display-ul la calitate nu diferă mult de generațiile trecute, acolo deja era totul foarte bine, funcția Always On Display e și ea prezentă, dar ce am observat, foarte puține ceasuri reușesc să ajusteze automat luminozitatea, așa încât la soare puternic să fie vizibil măcar ceva. Aici aveam mai multe nivele de intensitate și totul se vede destul de bine. Iar acum să trecem la principalul subiect. Noile ceasuri au trecut de la propriul sistem de operare Tizen la Wear OS. Dar asta nu înseamnă că aici găsești softul de la Google curat, făcut de la zero. Ăsta este un soft creat în parteneriat cu Google, ceea ce înseamnă că Samsung a făcut maxim posibil pentru că aici totul să semene cu interfața din generațiile precedente. Asta are și dezavantaje, dar și dezavantaje. Și dezavantaje, dar și dezavantaje? Și avantaje și dezavantaje. De exemplu, pentru setare, oricum ai nevoie de aplicația Galaxy Wearable, iar dacă n-ai un Samsung, mai trebuie să instalezi niște plugin-uri, toate datele de sport, vrei nu vrei, se stochează by default în aplicația Samsung Health. O altă diferență e că Wear OS-ul de aici nu-i construit în jurul lui Google Assistant. Deocamdată el lipsește totalmente, fiind înlocuit de Bixby. Există declarații că urmează să aterizeze și Google Assistant, dar nu cred până nu văd. Eu am utilizat ceasul fără niciun asistent și parcă e ok. La urma urmei, problema softului precedent nu era cum arată, ba dimpotrivă, ceea ce avem aici arată mult mai intuitiv decât Wear OS-ul în bază. Problema era aplicațiile și compatibilitatea. Acum vrei nu vrei, dar și smartphone-ul și smartwatch-ul rulează în principiu același soft. Comunic mai ușor. Cu aplicațiile, care-i faza? Dacă vrei, ai Play Store și în ceas, dar cel mai des tot ce instalezi pe telefon și are versiune pentru Wear OS, automat se va sincroniza cu Galaxy Watch-ul. Cadranele, la fel, ai o varietate extrem de mare, iar dacă nu ți ajunge, instalezi ceva din magazin. Cu notificările poți interacționa la apeluri, răspunzi de pe ceas, fără probleme. Și apariția Samsung-ului în lumea asta Wear OS e un fel de ghiont și pentru concurență, dar și pentru dezvoltatori. Spotify-ul nu a mișcat fundul ani de zile până când nu a ieșit acest ceas, și în sfârșit au lansat și ei o aplicație normală pe Wear OS cu interfață normală unde poți să-ți salvezi toată librăria în smartwatch, să conectezi căștile și să asculti fără telefon. A venit și YouTube Music, Google Maps și mai urmează. E clar că aplicațiile nu sunt cel mai important lucru la un ceas, dar eu de exemplu în călătorii chiar am folosit și City Mapper și Google Maps. Pe bune e foarte comod că nu trebuie să ții mereu telefonul în mână, mai ales atunci când ai un Dita My Fold. Iar dacă vine vorba de sport, există comunități enorme care utilizează servicii ca Strava,
7 Minute Workout, Google Fit, Nike Run Club. Adesea prezența lor sunt triggerul final care determină pe un sportiv să cumpere un anumit tip de smartwatch. Și așa un mic post-scriptum. Cred că e clar pentru toți că în această ecuație iPhone-ul nu are ce căuta. Noile Galaxy Watch 4 lucrează numai cu Android-ul. Asta e clar, nu? Ok, let's get back. Când vine vorba de senzori, noile Galaxy Watch 4 încearcă să ofere o grămadă: senzori de puls, de nivel al oxigenului în sânge, electrocardiogramă, măsoară tensiunea arterială, asta e clar. Dar atracția principală e noul Bioactive Sensor, care îți analizează compoziția corporală, adică masa mușchilor, grăsimilor, nivelul de apă în organism. Cum lucrează? Pui aceste două degete pe senzori, iar ceasul trimite un impuls electric slab prin tot corpul. Semnalul trece mai repede prin țesuturile care au mai multă apă, având în vedere că țesutul mușchios are mai multă apă decât grăsimea, de aici apar toate aceste date. În niciun caz, smartwatch-ul ăsta nu trebuie luat ca pe un reper clinic, dar din ce am văzut eu pe Twitter, lumea a comparat senzorii de aici cu aparate care fac exact același lucru și costă $6,000 și rezultatele au fost extrem de aproape. Eu mă bucur măcar că această funcție au păstrat-o pentru toți și nu este limitată geografic, așa cum este electrocardiograma sau măsurarea tensiunii arteriale. Pentru că alea două, de exemplu, în România merg, dar Republica Moldova oficial nu sunt suportate. Deci ideea cu senzorii e tare simplă, sunt mai mulți decât ai avea nevoie și toți măsoară bine. Nu am găsit doar cum să setezi ca ceasul să măsoare singur pulsul și nivelul de oxigen în sânge mai des în timpul zilei. Deci, mergem mai departe. Dacă e vorba de putere, principalul motiv pentru care ceasurile pe Wear OS nu au avut succes era din cauza procesorului. Ceasurile frânau și se descărcau repede. Samsung aici a nimerit-o din prima și a pus un procesor custom făcut de ei. Îi spune Exynos W920 și lucrează de minune. Animațiile super line, rapide, aplicațiile se deschid ușor, fără laguri, așa cum ar trebui să fie la orice smartwatch. Autonomia, având în vedere toate dotările, tot e bună pentru astfel de smartwatch, 2 zile dacă să nu-l chinui chiar deloc, iar dacă faci sport intens, maxim o zi. În principiu, exact ca la Apple Watch. Păi, care-i verdictul? Merită cumpărate aceste smartwatch-uri? Voi cum credeți, dacă eu anii trecuți vi le recomandam pe alea pe Tizen OS pentru că altceva mai bun pur și simplu nu era, la astea răspunsul este și mai evident. Noile Galaxy Watch 4 sunt smartwatch-uri numai bune pentru un utilizator Android care vrea o experiență cât mai integrată, care vrea un smartwatch, de ce nu, frumos și destul de avantajos ca preț. Iar dacă își te apucă dorința de sport, să-ți ofere mai multe date decât ar trebui unui sportiv de performanță. Rămâne doar să vedem ce va face concurența. Până atunci, neapărat dați un like sub acest video și scrieți părerea mai jos în comentarii despre noile smartwatch-uri. Cu voi a fost Vico. Toate bune!